Săptămâna trecută au fost confirmate de Institutul Cantacuzino 3 cazuri de gripă, iar ieri încă unul. Este vorba despre 2 copii și 2 adulți. 2 pacienți de 40 și 60 de ani sunt din municipiul Buzău, iar cei 2 copii de 6 și 11 ani provin din zona Râmnicu Sărat. Avem 4 cazuri, din care doar unul este pe criterii clinice și epidemiologice, adică un caz probabil. Toate celelalte 3 sunt cazuri confirmate cu laboratorul. Gripă sezonieră. Unul dintre copii a ajuns la spitalul Grigore Alexandrescu din capitală și este singurul care se mai află în spital. În urma recoltării de probe s-a confirmat diagnosticul de gripă. Formele de boală nu au fost foarte grave la adulți, n-au necesitat spitalizare. Primul caz confirmat la copil a impus spitalizarea la nivelul spitalului Grigore Alexandrescu cu sindrom acut respirator infecțios sever. Medicii buzoieni mai au în stoc puține doze de vaccin antigripal care sunt administrate doar în cazul izbucnirii unui focar de gripă. Campania de vaccinare gratuită a început la jumătatea lunii octombrie, fiind distribuite 13.000 de doze de vaccin antigripal. Până acum, la nivel național, au fost confirmate 33 de decese din cauza gripei. Ca multe alte afecțiuni, gripa începe cu simptome ușoare, dar care se agravează: tuse, febră, oboseală musculară și dureri de cap din ce în ce mai mari.